G2A, G2A, o dă joc cu celălalt. Doamnelor și domnilor, este timpul să devenim albina. Mi-am dorit asta de când eram mic, mă întrebau părinții. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Albina tati, albina mami. Hai să-l dăm spre adopție. Și așa am ajuns să-mi fac cont de YouTube. Epoca asta e genială. Se fac jocuri despre cum să fie o albină. Ia care și poveste. The honeybee, a tiny hero in a big world. Zic că e joc pentru copii autiști. Honeybees are the most important pollinators. Așa este. Ia că vine albina. Fa, și asta jocul ăsta are animație de nota 10. Ia. Making it the most fruitful job in the world. V-ați prins? But without them. Oh, nu. Apare intriga. Life as we know it will end. Oh, nu. Și ce se întâmplă? And bees are in trouble. Ah, da, chiar, mă, nu erau în pericol cu bune, albinele. In recent years, millions of era ceva episod în Black Mirror. Ba da, mă, că adevărat, era ceva episod în Black Mirror cu muște, era să zic, cu albine făcute artificial. Besides their natural enemies like birds or parasites, bees must deal with new dangers. Eu controlând o albină. Oh, nu. Pesticides, low nutrition and viruses, which all ce îmi place piesa. Piesa de villain. Ce îmi plac piesele astea. Story of the bee hero. Acesta sunt eu. Bă. Mi-am luat rost. Îmi place. Bee Simulator, în pula mea. Doamne, îmi ador viața. Bee Simulator. Hai să jucăm. Pick a profile. Hard, easy, hard, normal. Avem poza de profil care e mai sexy. Asta cu curul. Și let's buzz. Doamne, ce confuz era meniul ăla. Play. Are și opțiune de split screen. Asta în cazul în care tu cu prietenul tău te plictisești și vreți să fiți albine împreună. Hive, sweet. Acesta hive. Sunt eu. I'm finally here. Biscuit, doamne. Aww, oh, mă. Are poveste. Acum m-am născut. Numele meu este Codrinelul. Biscuit. Așa și lăsăm un biscuit. Great. Well, first things first. Let's teach you to fly like a bee. O da, haide, învață-mă. Go on. Let's place. Get those wings moving. Nu o să mai privesc albinele niciodată la fel. Dublu vreasă de cine ar fi zis. Ia, ia, ia. Normal. Bă. Wow. Bă, îmi place. Deși cred că era mai bun. Follow the golden markers. They always show you the way. Este timpul să pornim în aventură. Era mai bine să pună space-ul să se ridice și shift-ul să cobori. Hai să vedem dacă nu putem noi rezolva asta. Ce dragul, hai spunem poloneză audio. Ok, dar shift-ul mai întâi. Bitro. Ah, de la nitro. Bun, mult mai bine. We have a special place where you can learn. De ce nu vorbește? Just fly through this crack. În poloneză. De fapt mai bine, nu pun mai bine că n-a reușit. Și cum atacăm? Ok, ăla e atacul nostru, este un atac range. Nu putem pune sensibilitatea mai mare, nu putem. Hai de pula. Aceasta este lumea largă. Am ieșit din lume, hai sus. Ok, și care e scopul nostru? Care am ratat? Trebuie să... ok, s-o pus. Haide, zboară. E, bitro. O, da. Sunt pregătit să explorez lumea. Dacă mă pleznesc, am mut eu rocile astea. Ai de pula mea, m-a lovit. Dar nu s-a întâmplat nimica. Find Alice. Bine. Can't be Alice. You must learn to collect pollen. A, da. Desigur, vreau să colect polen. Collecting pollen. Fly through flowers with golden ops to collect pollen. When the honey pot in the bottom left is full, you must deposit your pollen back to the hive. Wow, sensitivity aici. Ia, un greiere. Ce fan, greiere. Vrei să-ți fut una? Uai, mare în comparație cu mine. Mi-este frică, o să plec acum. O să plec, să dăm niște bitro. Să merem cu niște bitro. Ok, și culegem. Bă, ce faine. Ok, dar viața nu trebuie să fie, nu cred că este atât de roz precum credem noi. Trebuie să avem și niște boss fight, trebuie să găsim ursul, să învingem ursul, collect polen 20. Ah, da. Mă simt de parcă am 7 ani și am descoperit jocul ăsta și mi-a devenit ziua mai bună.
Nu vă sperie versatilitatea canalului meu. Odată vă învăț să faceți pizza, odată joc jocuri cu creaturi oribile de pe Marte, odată culeg polen. Eu cred că sunt psihopat, pur și simplu. Mai am încă 6 nevoie. 1, 2, 3... Haide, unde mai găsim? Unde mai găsim? Viața mea s-a terminat acum. Dă-mă polenul, măi! Unde este? Uite aici. Ok, încă 2. Aici depozitez. Eu am 119 knowledge points. Dar nu mai găsim. Mai avem nevoie de 2 și noi nu găsim. Poate pe aici nu putem. Ia, Corea a apărut. Ok, deci dacă depozitez, cred că reapare. 1, 2. Și-am cules. Talk to Alice. Cine ar fi crezut că e un joc despre albine? Cine face așa ceva? Și atâta efort o depus, voi vedeți? Există un simulator de albine. Common flowers are white, uncommon are green, rare are yellow, epic flowers are red. Blanao. Și ce câștigăm? Avem upgrade-uri, mă. Sometimes you can find a purple, purple legend. E în dreapta mea. Sau aura ei ar trebui. Four epic flowers, alea sunt roșii? Desigur. B-Vision. Use B-Vision. Ok. Haide. B-Vision. Avem nevoie de niște epic flowers. Ia, mă. De ce îmi place jocul ăsta? Ia, mă, ce greu urcă. Acesta este un epic flower. Și mai avem un epic flower aici. Ok. Gata, a reușit. Mersi. Full of Petro. Ah, ăla de acolo e. Vreau să văd. Vreau să zbor acum. Petro. Shift. Da, dar eu l-am pus pe E. Ok. Ia, ce meu. A zburat. Nu pot să zic că nu. Și ține. Ține nitro-ul ăsta. Wowzers. That was fast. Ok, one last thing. A proper bee. Așa și să atac când mă înveți. Sunt o albină fără apărare. Go on, give it a try. Dar am depozitat deja o dată. Nu ești atentă la progresul meu. Uite aici, asta e semnul. Returning pollen. You can collect pollen when your honey is full. Okay. Ah, ok. Floarea aia de jos. Uai, îmi vine să zbor toată ziua, mă. Ok, asta o să fie primul joc în care o să fac 5.000 de ore. Bee Simulator, doamne, ce mim. Fantastic! You're all set now. Follow the tunnel to return to the hive. Haide. Mersi, Alice. Unde? Unde este tunelul? Obiectivul, bă, dai bine făcut jocul. Hai să zburăm un pic. Ioi, ce memă, ca o rachetă merg. Nu-mi zic că pot ieși în oraș. Ia! I know all the basics. I'm ready to start on my new tasks. Asta-ți eu. Ce task-uri am noi? Well, you must be very eager to get to work. Uai, cred că ne întâlnim cu Regina, ia. I am, but I don't know what I should be doing. There are many different jobs in the hive. Scouts, guards, nannies, but most of us are honeybees. Like me. Wow, I get to choose my job? Oh no, silly. The queen decides. Ah. You must go see her. Trebuie să mă duc să caut o audiență cu Regina. Haide. De ce am emoții? Ceva nu-i în regulă cu mine. Oi, respect maxim. Și-a venit Biscuit, care sunt eu, Cotrinelul. Mă ascund. Mă ascund că mi-e rușine. Hold it! Don't move! De ce așa de fai jocul ăsta? Why do you approach our queen? Oh, nu. Hush, my guards. Let my newest child approach me. Acesta sunt eu. Și acum ca la pălăria din Harry Potter mi alege jobul. Well, little one, you are a honeybee. O hotărât? N-am avut un cuvânt de zis. Go outside the hive. Atâta. I'm watching you. Da? Ce? Adică gen să atac Regina? Nu mă lasă. Ați scăpat de data asta. Dar mă voi... Ia mă că pot să umblu. Ferească Dumnezeu. Sunt curios care... Cum arată un om? Deci dacă mă lasă să ies, să văd un om gigantic, mă duc direct de pulă în mușcă. După TAF, Dota și Valorant, numai bine pică jocul ăsta să-mi fac pula din nou. Și am citit că ceva update acum recent, ieri o băgat achievement-uri. Deci blană.
Ce dracu să vrei mai mult? Ia ce lume minunată! Oare pot să ies din curtea asta? O să încerc să fac câteva obiective. Uite un cerb! Ia! Și uite așa aventura lui Biscuit începe. O, nu! Ce s-a astea? Mă sperie! Bă, da, voi vedeți ce cinematicul a făcut? Nici Call of Duty nu avea așa ceva în campanie, mă! Doamne! A fost amețit. Ok? Tu te miști? Ești în viață? Nu-i... O strigat! Bă, let's gather some pollen! Stai puțin! 25! Ia-mă, oamenii! Nu sunt cam micuți toți! Hai de pula mea, ok? Trebuie să mă grăbesc un pic. Trebuie să intrăm în vitro mode. Ok? Hai să-i dăm cu vitro ca să facem la timp. Șanculez? 18/25! Unde? Unde mai găsesc? Dați-mi! Fa, ok, trebuia să-l pun. 10 secunde, încă 7, nu cred că mai reușesc. Hai, dă-l! Ce-am făcut? Am intrat înapoi? Deci dacă îmi bagă iară filmulețul ăla pe cât de 6 minute... Nu, nu, dă 40 de secunde. Go, este timpul. 1, 2, 3, 4, 5... Dar după ce se termină asta, unde mai găsesc? Unde voi mai găsi pole? Ia mă, oare pot să mă strec corpus? Normal că pot. Nici nu știu de ce mi-am pus problema asta. Ia oamenii. Ia cătăi. Ce faceți, măi, oameni? Ia să-l mușc eu pe individul acesta de ceapă. Dă-i. Nici nu observă. Omule. Au zis auci. Dar, într-adevăr, conversația dintre ei le-ar pune în cap și pe Nietzsche și pe Descartes. Use B-Vision. Acesta. Colect 4 rare polen, yellow. Doamne, ce bine că scrie în paranteză ca la proști. Doamne, că ăsta e alb. Ioi, da, ce memă, ce zboară. Hai să căutăm yellow. Ăsta e verde. Dar bitro-ul ăsta nu se termină. Sau am destul. Văd, dar ce lume vastă, incredibil. Uite, văd una aici. Văd una aici. Haide, iau una. Mai văd una aici. Două. Bine că nu mai e pe timp. Mulțumesc, Doamne. B-Vision. Ferească Dumnezeu, m-am strecurat pe gard. Încă una. Și încă una mai trebuie să găsesc. Haide, unde ești? Haide, dă-mi încă una. Una rară îmi trebuie și atâta. Uite, am văzut. Uai, ce muș copilul ăsta. Du-te naibii, copile. Vin după tine. Cred că fix așa îți și albinere. Ia mă ce fuge, dar vină mă încoace mă. Nu mai am bitro, nu mai pot să-l ajung, vin. Uoi! Ce fain e că ești și oameni și e viață, e plin de viață pe aici. Ok, de ce nu-i? Asta nu-i galbenă. A, nu, următoarea era. Ok, am colectat. Oh, there is a bee over there, and she doesn't look well. Ciopățit, mă transform în medic. I should see if I can help her. Îmi place care misiuni. Doamne, jocul ăsta e genial. Talk to the distressed Hello? Bee. Right? Sick bee Jackie. Follow the other bee, try not to miss the color drinks. Watch out for the obstacles and power-ups along the way. O fugit. Unde-i? 161 cm. Ah, da, deci despre asta vorbea. Ce salea? Avem bitro. Aici e mare party prin parc. Ia și un câine, oamenii la hot dogs. Hey, come back, unde? Ok, o zburat. E amețită rău, ce-o pățit? Oare o să-i aflăm povestea? Dar nu m-a interesat pe mine. Direct în pânza de băiancă. Aia bată, mă. S-a îmbătat. O bău prea mult polen. Omul ăla făcea vânt. Voi vedeți câți NPC-uri care fac lucruri diferite. Toți. Incredibil. Și acum am ajuns. Deci cinematicurile astea sunt de nota 10. Ce-am găsit? Niște cârnați? Asta e un bol cu fructe, Codrin. Da, dar în dreapta. În dreapta mă refeream.
Dacă era un bebe și mușca de cap, cred că este timpul. A wasp, to be careful. You nosy little bee. Oh no. Oh yeah? We'll see. Attack and defend by choosing the correct direction together with the attack and block buttons. Care sunt alea? Block and click stânga. Special dodge Q. Special attack E. Eu mi-am distrus astea, așa-i? Eu mi-am distrus controlele. Prepare for battle. Este timpul să mă apăr. Ok. Așa blochez. Și cum atac? Așa atac. Ok, atacă, hai. Atacă. O să-l atac în continuu, că văd că tactica asta funcționează. Mai are 72 viață. Oh, nu, stamina mea. Doamne, ce combat de nota 10. Am blocat. Bam. Vei muri. Ok, trebuia să... E, trebuie să dau special attack-ul meu. Să-l văd unde-i. Controls. Oai, ce suboară tăte pe aici. Cum înțeleg de ce vorbea de epilepsie. Special attack. Attack interact, LMB. Special attack-ul E-ul se ridica. Deci trebuie să apăs space, probabil. Asta a fost atacul meu special. Da! Ia, fatality i-am dat. Putu Dumnezeu. Bam! O să mori. Viespe. Gata, și-o la stun. Este timpul să mor. O dat atacul special. L-am blocat. Am câștigat. Și mi-am învins primul meu inamic. Ca așa fugi și să nu te mai văd, să nu te mai întorci niciodată. S-a întors. You have rescued this bee. Well done. Ah, a fost înțepată, cred că va. Thank you. Și mă înțeleg, a lot of food lying around. And there's fruit too. You can gain Beetro energy by munching on them. That's a good day's work. Oh, da. Time to go home, pe dracul. Este timpul să mănânc. Aici? Ce-i asta? Au, că dă slurp. Ah, ok. Și bagă nitro. Bagă bitro. Dansează oamenii ăștia. Păi ce pula mea dansați? Că eu n-aud muzică. Ce-i nere? Care-i problema voastră? Este timpul să mă întorc acasă la mine în stup. Doamnelor și domnilor, asta a fost, pot să sparg balonul ăsta, dacă pot, e jocul anului. Sincer, nu mă așteptam să îmi placă așa de mult. Mă așteptam să fie mai amuzant jocul, dar jocul e o întreagă poveste aici. Oare ne blochează la un moment dat? A, fix aici. Partul. Ia, acolo s-o termina harta. Pat, sper că v-a plăcut. Și ne vedem de sigur data viitoare. Nu mai e nicio pizdă cum numărul pe o bere. N-ai ce-mi cere, sunt tăcere, parcă mă duc la tăiere. Absolvesc de școala vieții, nu aveți ce-mi preda. Căsătul de orice pizdă cu falca macara. Măcar am decența să nu mă prefacă-s bine când eu trec.